Asta e ușor așa. X e la X plus e la X. Am mulțit aici, da? E la X de X. Și cam mai departe, puteam să iau X plus 1 primă funcție, alaltă cea de-a doua și integram, mergea foarte repede, dar o iau pentru înțelegerea cât mai bine. Acum integrala sumii, suma integralilor, deci egal cu integrală de la 1 la 2, din X de la X de X, plus integrală de la 1 la 2, din E la X de X. Egal mai departe cu, acum iau prin părți, îmi închipui că F-ul ar fi E la X și G derivat de X. G-ul va fi X pătrat pe 2. Deci X pătrat pe 2 ori E la X plus X ori E la X, X ori E la X între valorile, hai să merg până la capăt, plus E la X, integrarea E la X, E la X, între valorile 1 și 2. Și egal mai departe cu E la X este peste tot, E la X pe lângă X pătrat pe 2 plus X plus 1. X pătrat pe 2 plus X plus 1 între valorile 1 și 2. Și calculăm acum F de B minus F de A și faci F de B, E la a doua, pe lângă 4 pe 2, 2, plus 2 plus 1 plus 3, 2 și cu 3, 5, 5 e pătrat, minus e pe lângă, e pe lângă 1 pe 2 plus 1 plus 2, 4 și 1, 5 pe 2. 5 pe 2, deci este corect, zic, nu? 1 plus 2, 4 și 1, 5 pe 2. Asta ar fi. 5, deci egal cu 5, sub 5 e supra 2, pe lângă, cât ar veni aici, 2 e minus 1. 2 e minus 1. Asta a fost, ar fi rezultatul la punctul B. N-a fost decât o simplu calcul. Să știți, integrez prin părți. A vrut el să vadă dacă aici, eu puteam să o zic de aici, făcea x pătrat pe 2 plus x, da, x pătrat pe 2 plus x ori e la x, plus x plus 1 ori e la x. Și de acolo totul mergea foarte ușor, da? Șterg aici și să mergem mai departe. Să vedem și punctul următor. Ușor de la integrala ușor spre noțiunea de primitivă am o lecție acolo pusă în șirul lecțiilor celor 108 și o să vă placă. Și de ce primitive? De ce facem și primitive? Asta e bună. O să răspund și într-un capitol următor la întrebarea asta. Calculația are suprafețe termenat de grafic funcției h, unde h de x egal cu e la minus x ori radical din x ori f de x, care ar însemna cât e la minus x ori e la x radical din x plus 1 și face radical din x plus 1. Putea să ne dea h de x egal cu radical din x plus 1. Axa o x și dreptul de ecuație x egal cu 2 și deci h de x este așa. H de x are rețeta radical din x plus 1. Graficul. Deci area suprafeței determinată de graficului h ori x, x egal cu 2 și x egal cu 3. Ei, așa asta fără de cele mai multe ori se întâmplă să fie vorba area suprafeții respective, este egal cu integrală de la 2 la 3 din radical din x plus 1. Deci nu sunt
lucrurile foarte dificile. De data asta cam așa arată, pentru că eu am gândit așa, să vă spun de ce. Sunt și situații când lucrurile sunt mai complicate, dar de data asta radical în X plus 1, când X-ul este 2, radical din 2 și 1, 3, radical din 3, când X-ul este 2, 1, 2, radical din 3, care înseamnă 1 și ceva, 1 și 7, cam așa vine. Când X-ul este 3, Y-ul este 2. Deci cam așa vine când X-ul este 0, Y-ul 1. Cam așa este graficul, funcția radicală din X plus 1. Cam așa apare. Și noi vrem are aceste suprafețe. Deci nu a fost, nu e o problemă. Integral la 2 la 3 din Y-ul superior minus Y-ul inferior. Y-ul superior este radical X plus 1 minus Y-ul inferior axa X-ilor. Și atunci e 0 de X. Și asta era povestea pe care trebuia să o duc eu la capăt. Să fac integrala aceea. Păi, cred că este destul de ușor. Fac o schimbare de variabile, X plus 1 notez cu T. Când X-ul este 2, Y-ul, T-ul este 3. Și că de la 3 la 4. Și face egal cu integrală de la 3 la 4 din radical din T. A schimbat variabila, a notat X plus 1 cu T, da? X plus 1 egal cu T. Când X-ul e 3, X-ul e 2, Y-ul e 3, când X-ul este 3, Y-ul, T-ul este 4. Din DX egal cu DT. DT și face integrală de la 3 la 4, din T la 1 pe 2, DT. Și egal cu T la 3 pe 2, da? T la supra 3 pe 2, deci T la N, crește comunitate, vă amintiți, 1 pe 2 plus 1, supra, între valorile 3 și 4. Și este egal cu T la 3 pe 2, înseamnă radical din T la 3, sub 2, T la 3 supra 3, între valorile 3 și 4. Și egal mai departe, înlocuim pe T cu 4 și pun pe T cu 3 și face 2 radical din 4 la 3 supra 3 minus 2 radical din 3 la 3 supra 3. Ei, și facem calculul acela, vine 2 la a cât aici, 2 la a 6 face 2 la 3, 8 ori 2, 16 pe 3. Deci face egal mai departe cu, vă las pe voi să faceți calculul, nu? Să faceți voi, da? 2 ori 8, 16 pe 3. Deci 16 supra 3 minus 3 radical din 3, 3 cu 30, 2 radical din 3 supra 3. Și face 16 minus 2 radical din 3 supra 3. 16 minus 2 radical din 3 totul supra 3. Asta este valoarea arii respective. Haideți să privim, dragilor, să tragem o concluzie și să vedem care a fost în ce a constat dificultatea subiectului de la mod 2. Subiectul 1 a avut 6 subpuncte, a fost cu logaritmul acela, a vrut să afle logaritmul, dacă știți ce înseamnă noțiunea de logaritm, proprietățile, am vorbit la timpul ăla, iem încât un punct să afle pe graficul unei funcții, o banalitate, nu trebuia înlocui pe x cu 0 și y cu egal cu 1 și de acolo găsim iem. Rezolvați ecuația aceea logaritmică, ați văzut condițiile puse, tot despre logaritm știu tot, proprietăți. Probabilitatea aceea, noțiunea de probabilitate, să găsiți un punct în plan încât o să fie mijlocul segmentului AB, cosinusul unghiului știind toate laturile teorema Pitagora generalizată. La subiectul 2, iarăși am găsit aici două
subpuncte, unul arab și doi arab, subiectul doi roman. A fost sistemul acela, de acum, sistemul de la punctul 1 roman a fost pe același model cu subiectul de la M2, am discutat asta, M1, aceleași probleme, la fel cu Z5, aceeași lucru, dar un pic mai ușurele, aș spune. 2-1 însă avut ceva interesant acolo. Când F de 1 egal cu F2, se rezultă că F de 3 egal cu F de 4, așa a fost mai interesant. 3 roman a fost funcția aceea, tot două puncte, funcția aceea x pătrat minus x minus 1 supra x plus 1, derivata, limita aceea, logaritm din x supra x plus 1, asimptota. Și aici am dezbătut foarte atent de ce asimptot, de ce rost a avut problema aceea, ce a vrut autorul. Apoi subiectul 2 cu f de x egal cu e la x ori radical din x plus 1, au fost punctele celea A, B și C. A fost o chestiune simplă, nu? După simplificare primitivă a lui E la X, o banalitate. Calculul are radical din X plus 1 ori F de X, asta a însemnat X plus 1 integrala din X plus 1 ori E la X, destul de ușoară, prin părți mergea foarte rapid. Și în sfârșit, calculul acestei arii, de la 2 la 3, din ce funcție? Din radical din x plus 1. Cam asta a fost în mare. Sigur, în comparație subiectul de la M1 cu M2, putem spune că a fost la M1 un pic mai dificil. Au fost făcute subiectele de ambele. Poftim? Ei fac 4 ore pe 4 sau 5 ore la matematică informatică. Deci un pic mai dificil. Pe ansamblu, eu nu știu subiectele, nu le-am văzut pe cele din primăvară. Or fi fost mai ușoare decât acelea, ca logică ar fi trebuit să fie fost același grad de dificultate, pentru că doar elevilor care n-au luat bacul în prima parte, nu le oferim posibilitatea să le ia la un alt grad de dificultate, ci ei să se pregătească să ajungă la nivelul celor care au luat în prima sesiune. Așa mi se pare corect. Dar ce păcat că nu vi s-a oferit posibilitatea întâlnirii cu prof online. Cred că asta a fost neșansa voastră, hai să spun așa. La revedere și pe curând. Vreau, dragilor, să nu închei. Cei care dați acum peste mine, pentru a le face un bine tuturor celor care se află în școală, în învățământ, trimiteți mesaje acolo unde cei care sunt pe funcții de decizie, spre ministrul învățământului, și să facă public asta. Nu-i decât atâta. Dom'le, există pe internet, prof online, pe la presă, nu uitați, și presa poate să aibă un rol. Sau ei între ei. Sau voi între voi, deși merge mult mai greu. Nu, asta e o variantă, dar cea mai bună este la presă, ca să le spun, dom'le, există așa ceva și de ce să nu profite toată lumea. Presa, având un rol foarte puternic în lucrul acesta, sigur va face cunoscut. Și îmi doresc foarte tare, dragilor, să vă fiu de ajutor. Neapărat, nu uitați cât mai repede să faceți cunoscut acest lucru. La revedere!